să vă rog să vă opriți un pic microfoanele. El așa. Atât a trecut tot așa, s-a internat luni și marți și miercuri născut. Se aude, da? Vă rog să opriți microfoanele așa încât să nu vorbim toți odată. Așadar, vă întrebam și ne întrebam ce am făcut noi basarabenii pentru Paul Goma. I-am citit noi cărțile, i-am înțeles noi dăruirea, sacrificiul, dedicarea și tot ce a făcut scriitorul pentru noi, pentru Basarabia lui Rainică, așa cum o numea în cărțile sale. Paul Goma a vorbit lumii întregi despre Basarabia. Oare Basarabia a vorbit cuiva, Sieș în primul rând, despre Paul Goma? Sunt multe întrebări retorice. Șirul continuă și poate continua la nesfârșit. Comunitatea academică și cea scriitoricească au în mod clar, au în mod cert, datoria morală să-l apropie pe Paul Goma de cititor. Să-l aduc acasă prin scrisurile sale, prin ficțiile sale, așa cum își numea Paul Goma romanele. Dragi colegi, evenimentul de astăzi se vrea o provocare la dialog, o punere a reflectorului pe creația lui Paul Goma, pe aspecte ale viziunii lui artistice, ale limbajului. Paul Goma rămâne un mare necunoscut și e datoria noastră să-l cunoaștem, să-l cercetăm, să-l citim, să-l aducem acasă. Paul Goma are multe să ne spună. La această conferință s-au înscris mulți participanți, chit că e un eveniment online cu toate dificultățile pe care le presupune o conferință online. Eu vă mulțumesc pentru că v-ați implicat, ați propus teme, sunt câteva teme despre proza lui Paul Goma. Lucrările în ateliere se vor desfășura începând cu ora 13. Până atunci, va avea loc ședința în plen. Dragi colegi, era anunțat în programul conferinței prezența domnului ministru al Educației, Culturii și Cercetării, domnul Igor Șarov. Din păcate a intervenit o ședință urgentă la guvern și domnul ministru nu poate fi alături de noi, dar îi mulțumim pentru buna intenție de a participa. De câțiva ani, conferința noastră se desfășoară în colaborare cu institutele Academiei Române. Suntem foarte onorați de această colaborare, dragi colegi, și îi mulțumim domnului director al Institutului de Filologie Română, Alexandru Filipide, domnului profesor Bogdan Crețu, mulțumim pentru colaborare și pentru prezența aici. Domnul Bogdan Crețu a scris pagini foarte pertinente, foarte edificatoare despre proza lui Paul Goma și despre raportul esteticului cu eticul, despre angajarea esteticului în a transmite adevărul cu orice preț. Bună ziua, domnule director, vă mulțumim pentru prezență și pentru că deschidem împreună lucrările acestei conferințe. Domnul rector, vă rog, porniți microfonul pentru că nu vă auzim. Domnul Bogdan Crețu, de ce nu-l auzim? Uitați-vă, vă rog. Da. Așa, stai că a dispărut. Cum să ne uităm? Ce da?
ieșit. Probabil a ieșit. Probabil încearcă să, să intre din nou. Dar oricum nu se aude. Este o problemă. Nu, vorbește, dar nu se aude, domnul director. Nu auzim. Nici acum? A, este. Bun. Da? Acum ne auzim. Am pierdut legătura un pic. Ce să spun? Spun așa, în primul rând vă felicit că pentru faptul că ați gândit acest simpozion și l-ați dedicat lui Paul Gom. N-are rost să vă spun ce știți, dincoace în România nu s-a gândit nimeni să facă asta, deocamdată. Mă rog, au mai fost unele întâlniri, acum vreo 2 ani pe la București, poate, dar oricum nimic de amploare. Și cred că până acum, acolo la Chișinău, ați făcut mai multe pentru Paul Goma decât am fost noi în stare să facem aici. Era foarte atașat de tot ce înseamnă Basarabia. O știți bine. Eu cred că cele mai bune pagini, sau în orice caz cele mai calde, cele mai emoționate și emoționante, cele mai tușante pagini le-a scris când și-a reinventat, mă rog, când și-a revizitat ficțional copilăria, din Calidor sau alte astfel de pagini. E un loc foarte important în opera lui Paul Goma. Ce aș spune eu acum despre Paul Goma? E un scriitor pe care l-am admirat foarte mult și la care am ținut realmente. Nu l-am cunoscut niciodată, am corespondat destul de mult cu el. În fine, am vrut să-l vizitez odată la Paris, cred că împreună cu Ovidiu Nimigean, dar era deja bolnav și ne-a transmis că demnitatea lui îl îndeamnă să nu se lase vizitat. Și l-am înțeles. Eu, pe mine, ce mă interesează, dincolo de lucrurile care se pot spune și s-au spus foarte mult despre curajul lui Paul Goma, despre dizidența lui Paul Goma. Sigur, lucruri absolut adevărate. Problema este că Paul Goma trebuie citit altfel astăzi. Pentru că, sigur, a fost un om foarte curajos. Da, am mai spus asta, curajul nu te face scriitor. E o mare calitate, o apreciem atunci când apare. Suntem nătărăi dacă o pretindem, dacă le pretindem altora care au trecut prin momente dificile să fie curajos. Asta nu putem cere. Cred eu că e de bun simț să nu condiționăm astfel de lucruri. Dar, încă o dată, numai curajul nu te face scriitor. Or, din punctul meu de vedere cu Paul Goma, problema a fost că nu a avut șansa, cel puțin în câmpul cultural, în câmpul literar din România, să fie perceput ca scriitor, principala lui calitate, calitatea la care a ținut cel mai mult. Paul Goma nu e un dizident oarecare. Paul Goma nu e Vasile Paraschiv sau nu e un alt tip de dizident. Paul Goma este un scriitor. Și haideți să ne gândim când a reușit Paul Goma să se manifeste ca un scriitor propriu-zis. A avut, a spune, un destin scriitoricesc ingrat. Da? S-a înscris la școala de literatură Mihai Eminescu, numită după aceea, mai mult sarcastic decât ironic, Fabrica de Scriitori. Da?
aduceau acolo tinerii elevi, Labi și Lucian Raicu, au ieșit de acolo, dar nu de acolo. Sadoveanu a zis că au ieșit fix atâția scritori cât ți-au intrat. Mă rog, ideea era să îndese în ei cât mai multă ideologie și să-i transforme în scritori comuniști, în scritori pentru partid. Goma a dat și el pe acolo, dar școala de literatură Mihai Eminescu nu l-a putut pregăti decât pentru pușcărie și domiciliu forțat, pentru că știm bine că după revolta din Ungaria, reacția studenților în primul rând a fost aspru pedepsită în 1958 și Paul Goma a intrat atunci în pușcărie și după aceea a locuit câțiva ani în Lățești, într-un sat din Bărăgan, un sat creat de fapt ca să izoleze deținuții politici. Odată cu dezghețul ideologic din anii 60, Paul Goma reintră în viața literară, dar o face având statutul acesta de persona non grata, de ciumat politic și social. Și e, încă dinainte să apuce să debuteze, un scriitor indezirabil. Are deja acest stigmat și îl va trage după sine întotdeauna. Ciudat. Și după 1990. Va rămâne același scriitor indezirabil. Da, Paul Goma, curajos, s-a împotrivit lui Ceaușescu, dar mai bine nu. Mai bine să nu. Da? Paul Goma, scriitorul interzis încă înainte să debuteze, interzis imediat după debut, și Paul Goma interzis după 1990. N-am cum să nu uit, n-am cum să uit o frază al unui celebru critic literar, ilustru critic literar din România, care spunea nici mai mult, nici mai puțin decât că numele lui Paul Goma este interzis în revista România Literar. Bun. E aici o logică de destin până la urmă. Primul lui volum de proze scurte, Camera de alături, din 1968, da? Singurul tipărit în România până în 1990, este prompt interzis, da? Și dacă vedem dosarul de la Securitate, mă rog, dosarul pe care chiar autorul și l-a publicat, vedem că acolo se specifică foarte clar indicația de a fi prevenită citirea acestuia de publicul larg. Cartea a intrat în circuit abia în 2015, când Flori Bălănescu a reeditat. Până atunci știm bine care era soarta cărților acelor autori care se exilau. Cărțile lor ieșeau din biblioteci, era interdicția numelui, nimeni nu-i mai putea pomeni și așa mai departe. De fapt, erau decupați din istoria literaturii. După aceea, din 1970, își pierde și acest statut de scriitor indezirabil și devine un scriitor interzis. În 1971, dacă ne amintim, romanul Ostinato este publicat în Germania, urmează un întreg scandal la târgul de carte de la Frankfurt. România își retrage standurile, prezența, ceea ce politic e un gest de o prostie monumentală, pentru că se strânește un întreg scandal și Paul Goma devine un caz și se face o reclamă nesperată aproape. Dar deja s-a pecetuit statutul lui de scriitor interzis. Din acest moment, Paul Goma nu mai poate publica în România. Deși la finalul, de exemplu, în 68-69, el poate fi păstrat și adus în redacția revistei România Literar. Dar sigur, fără să îi se dea... Și atunci, fără să îi se dea, vreau să spun, spațiu de manifestare. E un angajat dintr-o redacție care face tot ce ține de bucătăria unei redacții, în fine. Deci, deodată, din 1971, nu întâmplător anul în care Ceaușescu lansează tezele acelea de tristă amintire, da? Că literatura trebuie să sprijine interesele partidului și să pună umărul la construirea... De fapt, o reîntoarcere la modelul realismului socialist, Goma devine scriitor
interzis, din scritor indezirabil, cum fusese până atunci, de acum devine nescritor. Și e obligat să supraviețuiască într-un mediu ostil, pentru că vulgata așa, sau zvonul public, modul în care îi se închide întotdeauna gura este că e un scritor lipsit de talent. Și cu o mare bucurie colegii preiau asta drept o certitudine. Păi bun, un scritor lipsit de talent, dar căruia nu îi se dă voie să demonstreze că are talent, căruia nu îi se dă voie să publice, da? Aici e ciudățenia. Mai fost un caz similar în 71, în anii 70, cu Breban, care era și membru supreant în CC al PCR și director al revistei România Literară, și reacționează de la Paris la tezele din 71 al lui Ceaușescu, dă un interviu amplu în Le Monde și în alte ziare, și e dat afară de peste tot, se întoarce în țară, dar măcar, bun, la fel, acelea zvonuri, că-i nebun, că-i colonel de securitate și așa mai departe, dar măcar îi publică romanul Îngerul de Egipt și demonstrează că nu-i nebun. Sau că scrie cărți total opuse politicii oficiale partidului, dar lui Goma nu îi se dă această șansă. Goma trebuie să respire ca scriitor cu călușul în gură. Acum, în epocă, valoarea estetică are un mare prestigiu social și chiar politic. E aici ceva foarte interesant. Regimul comunist, cel puțin cel din România, nu își, după Ceaușescu, după tot scenariul acela quasi-liberal din 68, refuzul invadării Cehoslovaciei și așa mai departe, regimul comunist nu își mai oprimă direct scriitori. Îi marginalizează, îi șantajează, caute să-i cumpere, dar nu îi mai elimină, ca în anii 50. În anii 50, în mod clar, pușcării ar fi murit. Sigur că există cazurile Gheorghe Ursu și altele. Dar deja prestigiul literar oferea o protecție. Scriitorii foarte importanți nu mai pot fi eliminați. Dar lui Goma nu îi se dă voie să demonstreze că e un scriitor talentat, un scriitor foarte bun. Nu poate să capete prestigiul literar pentru că îi se refuză publicare. Sigur, îi apar cărțile la mari edituri din Germania și din Franța în special, da? Publică la Zürcam, publică la Seuilea, Gallimard și așa mai departe, dar nu și în România. În mod clar, e un dușman al regimului. Mergem mai departe. Știm momentul din 1977, Carta 77 și tot ce a însemnat Paul Goma atunci. Ce e important? E important cum a acționat Goma atunci. Și o spune el într-un interviu foarte amplu cu Mariana Sipoș și zice așa, cred că are un soi de răbufnire și aici aș vrea să fim atenți cum anume îl ce facem cu Paul Goma. El zice, eu nu sunt dizident, eu sunt scriitor, punct. Și de fapt, asta e important la Paul Goma, că tot ceea ce face, face în calitatea lui de scriitor, nu de oponent politic. Nu e un om politic, e un scriitor. Și pentru el spune, asta e foarte important, pentru Paul Goma, condiția de scriitor e foarte strâns legată de ideea de adevăr. Valoarea estetică nu scuză ticăloșia sau contrafacerea sau falsificarea adevărului. La fel cum talentul nu bagatelizează caracterul. Scriitor pentru Goma este acela care e capabil să-și asume responsabilitatea propriului scris și să țină rangul statutului său. El zice, păi scriitorul cuprinde tot, și opozant, și dizident, și așa mai departe. Literatura ca discurs public, crede Goma, nu are cum să rămână impasibilă la politic. Esteticul se definește, pentru perioada comunistă cel puțin, ca o poziție față de ideologic. Și ideea aceea că există un spațiu virgin, intangibil, al valorii estetice în care politicul nu se amestecă, e falsă. Politicul se amestecă întotdeauna.
Iar esteticul nu e decât o repliere, un mod de a rezista față de această uriașă presiune ideologică și politică. Or, Goma asta a înțeles. Dacă ți-a dat Dumnezeu să fii scriitor în regimul comunist, trebuie să faci tot ceea ce ține de tine, să nu fugi de responsabilitatea pe care acest statut ți-o dă. Adică acela de a fi în epoca ta, de a nu fugi de marile ei crize, de marile dileme și de marile provocări pe care ți le oferă, pe care ți le oferă, pe care ți le, mă rog, care te agresează. Da? Prin urmare, Goma nu păstrează aparențele și are nu curajul, încă o dată. Sigur, există și un curaj literar, există și un curaj estetic. Baudelaire a avut un curaj estetic, mai degrabă decât civic. Dar eu aici aș pune accentul. Pe mine mă interesează curajul literar al lui Paul Goma, nu curajul politic sau curajul civic. Pentru că sunt foarte multe astfel de cazuri. Sunt dizidențe din mijlocul, din nucleul dur al partidului și așa mai departe. Moduri de a rezista. Sunt forme de eroism civic și așa mai departe. Dar Goma, cazul Goma nu intră numai în istoria aceea a opoziției față de comunism. El intră în istoria literaturii. Opoziția lui e literară, în primul rând. El se opune prin instrumentele pe care le are. Nu e un om care face greva foamei, care își dă foc pe pârtia de schi sau face astfel de gesturi disperate și radicale. Demne de toată admirația. Nu vreau să le pun în contradicție. Spun numai că Goma a reacționat prin instrumentele meseriei sale. Ține minte, etica neuitării. Asta e datoria lui. Literatura trebuie să fie o parte a memoriei. Literatura trebuie să asume acest rol igienic până la urmă. Moral, opoziția lui a fost politică, dar a fost și o opoziție literară. Pentru că Paul Goma nu e numai un documentarist al ororilor comuniste. Ci e un scriitor care a înțeles să-și pună literatura în slujba acestui ideal etic, da? Al neuitării. Nu trebuie să uităm suferința. E o datorie a scriitorului să transforme scrisul lui într-un spațiu al memoriei. Asta e, de fapt, logica operei lui Paul Goma. Încă o dată, nu e un oponent care a ieșit în piață și a strigat jos comunism. Un gest admirabil și așa mai departe. E mai mult decât atât, aș spune. E un scriitor care a reacționat prin literatura lui. De asta poate să pară un pic extravagant ce spun, dar cred că dacă îi admirăm numai opoziția față de regim, îi luăm mai mult decât îi dăm. Cumva scriitorul Paul Goma trebuie într-un fel recuperat, poate chiar protejat de dizidentul Paul Goma. Paul Goma e un scriitor și după aceea este un dizident. Sau dacă e un dizident, e un dizident prin intermediul scrisului său. În orice caz, în prim plan, trebuie așezată opera lui. Și o să închei cu asta, spunând așa că au trecut 30 de ani de la căderea comunismului. Evident că citim altfel acele cărți. Pe Solzhenitsyn îl citim altfel. Pe Shalamov îl citim altfel. Pe, știu eu, pe toți acei autori, toți autorii de memorie ale spațiului concentraționar sunt citiți altfel, cu alt interes. Vin oamenii născuți după 1990, pentru care comunismul nu e o problemă care să-i vizeze direct. Toate aceste texte rezistă, în primul rând, prin calitatea lor literară. După aceea, ca nici Solzhenitsyn nu e numai un om care a documentat oroarea lagărelor sovietice. Au făcut-o mai mulți, dar Solzhenitsyn e acolo primul pentru că e un mare scriitor și pentru că a transformat asta, ca și Paul Goma, într-o problemă morală esențială a literaturii lor. Așa că eu cred că Paul Goma a deranjat foarte mult după 1990. În fine, la noi au mare succes oamenii drăguți, simpatici, comozi, amabili, cu bun simț și așa mai departe. Da? Dar încă o dată, astea nu sunt valori ale literaturii.
cu amabilitatea, cu mințenia și cu bunul simț, nu ajungi foarte departe nicio artă, nici în literatură. Goma trebuie luat ca atare, ca cu toată personalitatea lui. Sigur, nu toate cărțile lui sunt capodopere, nu spune nimeni asta, dar eu cred că Paul Goma nu a fost citit calm, așa cum trebuie. Rupt pe de o parte de rolul lui de oponent al regimului și pe de altă parte rupt de personalitatea hirsută, dificilă, care a fost după 1990. Asta eu cred că are mai mult, are posteritatea, nu, ăsta e pariu pentru scriitori, da? Adică pentru un scriitor, nu moartea e cel mai rău lucru care îi se poate întâmpla. Marile cariere sale postume. Paul Goma a intrat aici. Rămânem cu opera lui. Autorul e trecutul operei. Rămânem cu cărțile, cu opera. Și eu cred că opera asta are viitor. Da. Mulțumesc foarte mult. Și noi vă mulțumim, domnule director Bogdan Crețu. Aveți dreptate, pentru a-l înțelege foarte bine pe Paul Goma, trebuie să pornim de la ce înseamnă pentru Paul Goma condiția de scriitor. Eu sunt scriitor. Așa s-a autodefinit întotdeauna Paul Goma. Nu luptător, nu dizident, nu, în primul rând scriitor. Dar ce înseamnă a fi scriitor în viziunea lui Paul Goma? Înseamnă a spune adevărându-ți toate riscurile. Înseamnă să ai responsabilitatea propriului scris. Să spui adevărul. Să nu mușamalizezi, să nu te joci cu jumătăți de măsură, să spui adevărul. Știm foarte bine ce și cât l-a costat pe Paul Goma să spună adevărul. Indezirabil, lipsit de talent, interzis, ostracizat, negat. Ce alte arme se mai pot inventa împotriva unui scriitor? Ei bine, Paul Goma și-a asumat toate riscurile. Era, desigur, conștient de ce poate urma, de cât îl va costa curajul. Și și-a asumat cu demnitate, cu verticalitate, cu un neasemuit curaj, propriul curaj, propriile acțiuni curajoase. Scria domnul Paul Cernat pe Facebook în ziua când a murit Paul Goma că ne va fi greu celor care cercetăm creația lui Paul Goma, ne va fi greu să-l analizăm obiectiv. Există o dificultate de a ne obiectiva în sensul în care Paul Goma se situează în exces și ca în calitate de dizident a dus ideea dizidenței, ideea luptei anticomuniste până în pânzele albe, a făcut totul și mai mult decât atât pentru a-și spune propriul adevăr, pentru a lupta cu minciuna, cu falsul, cu tot ce credea el că contravine ideii de libertate, de demnitate umană și de drepturi ale omului. Mai mult decât atât, este dificil să-l analizăm pe Paul Goma, pornind și de la faptul că creația lui face să meargă mână în mână eticul cu esteticul, biografia cu politicul și sigur că trebuie să cunoaștem bine contextul, trebuie să cunoaștem bine datele problemei ca să nu pornim pe o pistă falsă. Cert este că Paul Goma are multe să ne spună, cert este că este încă un mare necunoscut, cert este că e datoria noastră să-l cunoaștem, să ne-l apropiem, să-l citim obiectiv, la rece și fără prejudecăți. Dragi colegi, sunt nemodest acum, dar m-a provocat domnul Bogdan Crețu spunând că aici, la Chișinău, s-au făcut niște lucruri pentru Paul Goma și eu vreau să amintesc, pentru că Mirieta a amintit ce a făcut și domnul Gheorghe Duc, a fost o președinte al Academiei pentru Paul Goma. S-au făcut aici la Academie niște conferințe, când încă era Paul Goma în viață. Niște conferințe omageale, conferințe ample. Academia de Științe a instituit premiul pentru diasporul Paul Goma, să nu uităm acest lucru. Și primul laureat a fost chiar Paul Goma. Apoi domnul Duca, în calitate de membru al Guvernului Republicii Moldova, a propus ca anul 2011 să fie declarat anul Paul Goma. Nu e puțin,
Și a inițiat procedura de acordare a titlului de membru de onoare al Academiei de Științe. Iarăși nu e puțin. Nu deschid toate parantezele. Au fost impedimente, sunt impedimente și în continuare. Paul Goma a provocat multe idiosincrazii, multe semne de întrebare prin luările lui de atitudine, prin ceea ce a scris, prin ceea ce a vorbit. Dar, repet, datoria noastră e să-l citim fără prejudecăți și să facem tot ce putem pentru a-l aduce acasă prin cărțile lui, prin ceea ce a scris, prin ceea ce rămâne din urma lui. Dragi colegi, îl avem astăzi alături de noi și pe domnul profesor Sorin Alexandrescu, istoric al mentalității, specialist în românistică, este o știință axată pe studiul culturii române. Domnul Sorin Alexandrescu este, cred că bine știți, preocupat de paradoxurile culturii române, de sincronizările, de discontinuitățile culturii române în raport cu alte culturi. Pentru cine nu știe, domnul profesor Sorin Alexandrescu a fost profesor emerit la Universitatea din Amsterdam, unde a predat cultură română, semiotică și filosofie. A fost profesor din anul 1969. La Universitatea din Amsterdam a fondat Jurnalul Internațional de Studii Românești, a fondat Asociația Internațională de Studii Românești, Asociația Olandeză de Semiotică și Institutul de Cercetări Interdisciplinare. Din 2001 activează la Universitatea din București, unde a fondat Centrul de Excelență în Studiul Imaginii. La Universitatea din București predă cursuri despre vizualitate, fotografie, modernitate, semiotică și hermeneutică. Domnul Sorin Alexandrescu este autor a peste 25 de cărți. O bună parte le cunoaștem și noi, au circulat și în Basarabia. Este vorba, în primul și în primul rând, de paradoxul român și privind înapoi modernitatea și identitatea în ruptură. Aceste cărți sunt cu siguranță în bibliotecile noastre și le-am putut studia. Mă gândesc cât de norocoși sunt masteranzi și doctoranzi de la Universitatea din București, care au în fața lor un reper intelectual ca domnul Sorin Alexandrescu. Bună ziua, domnule profesor, suntem foarte onorați de prezența dumneavoastră aici. Bună ziua, sper că mă auziți. Eu sunt la București, mi se pare că sunt foarte departe. Mă auziți acum? Da, se aude. Da, se aude? Da. Se aude, domnule profesor. Se aude foarte bine. Da, pot să încep, atunci? Da, vă rog. Da. Bun, vă salut pe toți și primul pe cei pe care îi cunosc personal, printre care și Bogdan Crețu mai înainte și, bineînțeles, organizatoarea acestei mari întâlniri. Sunt foarte bucuros că pot să particip chiar așa indirect la această discuție, pentru că de mult timp consider că a sosit vremea să îl privim pe acest mare scriitor, Paul Goma, altfel decât a fost privit până acum. Aș vrea să precizez că l-am cunoscut relativ puțin, el era la Paris și eu la Amsterdam, ne-am întâlnit în câteva rânduri, și mai ales ultima oară, înainte de Revoluția din România, a avut loc și o mică ciocnire între noi, pe care n-am priceput-o niciodată, în care Goma s-a exprimat foarte dur despre mine, pentru motive care erau absolut fantasmagorice, n-aveau nicio legătură. Din această cauză, și numai din această cauză, am avut oarecare reținere în a vorbi despre Goma în mod direct. Nu știam exact cine este Goma. Este cel care a scris cărțile sau cel care se ceartă, ca să zic așa, cu toată lumea pentru motive absolut imaginare. Sigur că un om poate să fie și una și alta, este cazul lui Goma, dar trecând timpul...
Cred că el este, de fapt, mult mai mult decât acest lucru și cred că a sosit momentul să recunoaștem în ciuda unor contacte personale, poate câteodată neplăcute cu Paul Goma. Adică Paul Goma a încetat să fie un personaj cu care să te vezi sau cu care să corespondezi. Paul Goma a devenit un fel de mit. Și acest mit cred că trebuie tratat ca atare, adică trebuie văzut ce ne spune mitul Paul Goma, desigur și scriitorul, dar într-un fel poate mai diferit. Vreau să... Pardon, iertați-mă. Aș fi vrut să încep cu o vorbă veche a cronicarului, că nu sunt vremile sub cârma omului, ci bietul om sub vrem. Acest lucru îl știm cu toții, dar vremile nu ne-au lovit pe toți, cum l-au lovit pe Paul Goma. El este un fel de chintesență a suferinței, dar mai mult decât atât, este un om care a spus absolut totdeauna exact ce a gândit. Și acest lucru a fost considerat de multe ori ca negativ, adică ca insultător chiar, alte ori ca un merit extraordinar, așa cum bine știm, motiv pentru care oamenii practic nu au avut niciodată un fel de criteriu în a-l judeca pe Paul Goma. El este în mare măsură un om deasupra criteriilor, am eu cel puțin impresia. Și a fi sau nu a fi deasupra vremilor, cred că este un lucru extrem de rar. Mă bucur că el l-a spus ca moldovean, dar și ca scriitor român și ca unul din marii anticomuniști și oameni care au luptat cu dictatura din toate vremurile. Aș vrea să mai citesc un text, un fragment care vine din Jurnal de Căldura Mare, volumul 2. Citez acum. Scriitorul este comparabil numai cu preotul. Ca și el știe, crede că materialul cuvânt este de la Dumnezeu, iar cel care îl mânuiește, îl răspândește, nu îl poate folosi la orice, nici oricând, nici oricum. Scriitorul nu poate sluji simultan cuvântul și tirania, măcar pentru că primul este de la Dumnezeu, al doilea de la diavol. Acest principiu, fără îndoială extrem de înalt, nu știu dacă poate fi urmărit de fiecare dintre noi, nu mă mândresc că eu l-aș fi urmărit, dar cred că el ne face, de fapt, acest principiu, să judecăm pe Goma chiar împotriva lui Goma. Adică pe Goma care este deasupra istoriei, împotriva celui care, amestecându-se cu istoria, a făcut lucruri extraordinare, dar adesea a și jignit niște oameni. N-aș numi omul sub vrem, aș numi altceva. Aș vorbi despre un principiu și despre niște împrejurări. Eu cred că pe Goma trebuie să-l judecăm după un principiu, nu după împrejurările în care a trăit. Nimeni dintre noi niciodată nu a fost și nu poate fi în toate împrejurările același. Sigur, fiecare dintre noi are despre sine o imagine de obicei pozitivă, consideră că el are totdeauna dreptate. Nu este așa. Cine are dreptate nu va ști nimeni decât mult după moartea noastră, care dreptate atunci va fi construită. Dreptatea nu este ceva veșnic. Dreptatea nu este ceva pe care noi putem să o alegem așa cum dorim. Dreptatea este ceva care se construiește despre noi, de către alții, de către noi. Și în acest sens, eu cred că aceste cuvinte ale lui Goma, care par poate puțin idealiste, și în orice caz nu în concordanță cu adevărul lui concret, aceste cuvinte ale lui Goma sunt de extremă importanță. El a trăit întotdeauna în lumina unui principiu, nu după împrejurări.
a negat, de fapt, împrejurările concrete. Nu a stat să le analizeze. Este un om care întotdeauna a vorbit într-un mod extrem de general, nu a fost niciun fel de analist, a fost numai cineva care exprima ce credea în acel moment. Cred că mai curând poate să fie considerat un fel de profet, nici un om politic, nici un istoric. Profeții greșesc de multe ori, profeții insultă de multe ori. Dar abia după moartea lor descoperim că ei au spus adevărul și de cele mai multe ori, descoperind acest lucru, descoperim și faptul că noi nu am fost la înălțimea acelui adevăr. Cum ar trebui să fie văzut Paul Goma acum? Este, desigur, o întrebare foarte grea. Cum poți să discuți un scriitor sau un om politic, pentru că el a fost și una și alta, împotriva reacțiilor pe care el le-a dezlănțuit în momentul în care trăia și în care lucra? Cum poți să discuți despre niște cărți care sunt tot timpul autoapărări, adică apărări de sine însuși și atacuri? Ultima carte pe care am citit-o și pe care nu pot să o uit este Unde am greșit. Unde am greșit este o carte extraordinară pentru că el consideră că nu a greșit niciodată. Acestei cărți nu poți să-i răspunzi arătând că el totuși a greșit. Acest lucru nu poți să-l discuți decât la un nivel care este propriu scriitorului, și anume la nivelul pe care el îl impune. Este un nivel absolut în care nu există niciun fel de contingențe, nu există atitudini după împrejurări. Nu există decât principii. Această lume a principiilor, nu a împrejurărilor, este o lume pe care noi nu o accesăm în mod obișnuit. Goma, nu știu dacă a accesat-o, îl poți interpreta cum vrei, poți din potrivă să spui că a fost robul împrejurărilor, al nu știu câtor intrigi nesfârșite de la Paris, în care toți se certau cu toți. Sigur, poți să-l vezi și așa, dar eu cred că putem să-l vedem dincolo de aceste conflicte și certuri ca un om care a apărat un principiu, și anume acela de a spune adevărul. Acest adevăr absolut, care nu ține seama de niciun fel de împrejurare concretă, acest adevăr absolut, este el oare absolut? Eu cred că aici ar trebui discutat. Este adevărul absolut acela că românii nu au luptat împotriva tiraniei, așa cum au făcut polonezii sau ungurii sau cehii? Sau este adevărul cu totul altul, și anume, că nu se știe că românii au luptat și ei? Pentru că, pur și simplu, românii nu au spus acest lucru cu violența pe care au spus-o polonezii sau cehii sau ungurii în alte împrejurări. Eu nu știu de ce trebuie să considerăm că românii au fost întotdeauna la coadă, în timp ce, de fapt, noi înșine nu spunem niciodată nimic despre ce care a fost în Paul Goma. Paul Goma a fost unul dintre marii luptători pentru democrație și pentru puterea cuvântului din Europa. Acest lucru nu cred că s-a spus nicăieri. Peste tot s-a spus numai despre meritele unor mari dizidenți polonezi sau cehi sau maghiari. Sigur că ei au meritele lor. Dar meritele lor nu sunt în ce au spus. Meritele lor sunt în faptul că oamenii i-au urmat. Noi nu l-am urmat pe Paul Goma în mare măsură pentru că nu puteam din cauza propriilor lui atitudini extrem de dure și de critice la adresa noastră a tuturor celorlalți. Dar asta este problema. Profetul este singur. Profetul nu este nici în pustiu, nici dacă se întoarce printre oameni. Profetul nu este înconjurat de oameni. Poate că este înconjurat de câțiva admiratori, dar și ei rămân la distanță. Profetul este temut. Profetul rare ori este iubit. Eu nu cred că putem schimba figura lui Paul Goma după moarte,
în ciuda faptului că până și moartea a fost la el un accident. A fost ceva absurd, care nu avea nicio legătură cu viața și nici cu ce făcea el în acel moment. Aș vrea însă să apelez la un fapt și anume să considerăm că această primă discuție despre Paul Goma este un început. Aș vrea chiar să vă propun să discutăm oarecum într-un mod continuu, permanent, sfârșit, atât cât putem cu toții, despre Paul Goma ca profet. Paul Goma, dacă a avut dreptate în absolut sau dacă nu a avut nici în absolut, așa cum mulți au spus că nu a avut nici în cazuri particulare. Aș vrea să vă spun că eu însumi, făcând acest lucru, dacă voi reuși, mă voi situa sau voi încerca să uit împotriva modului în care el însuși m-a atacat pentru cauze complet absurde. Și cred că acest lucru ar trebui să-l facem toți. Nu să pornim de la un resentiment, ci să pornim de la un sentiment. Și acest sentiment este admirația pentru un om care a trăit tot timpul la un nivel absolut de adevăr, fără niciun fel de mod de a înțelege relativitatea noastră a celorlalți. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim, domnule profesor. Aveți dreptate, trebuie citit la rece Paul Goma. Scuze. Și e lăudabil gestul dumneavoastră de a uita emoțiile negative de cândva și de a vă apropia cu luciditate și obiectivitate de creația lui Paul Goma și de a înțelege nuanțele acestor opinii a adevărului lui Paul Goma. Spunea și domnul Balbutnaru, la o conferință organizată de doamna Șleachtițchi la Muzeul Literaturii cu Gălnicianu din Chișinău. Spunea că, cartea, să zicem, Basarabia Roșie, Basarabia și Evrei, a lansat atâtea vorbe, o adevărată zvonistică, niște etichete puse pe fruntea lui Paul Goma, fără a fi însoțite de niște argumente convingătoare. Mulți dintre cei care l-au acuzat și l-au numit și i-au adresat cele mai urâte cuvinte lui Paul Goma, nu i-au citit cărțile, nu au venit cu niște probe, cu niște argumente. S-a pornit de la faptul că este o carte controversată, că este o carte care adică le-a ponegrește un popor, dar care sunt argumentele, dar care sunt probele, dar cum anume ne însoțim invectivele, iată, aici avem o problemă și spunea domnul Balbutnaru că ar fi foarte curios să citească un studiu, în sfârșit un studiu pertinent, care să pună degetul pe nuanțe, să deschidă niște paranteze, să înțeleagă toată lumea ce e cu partea de adevăr a lui Paul Goma. Unde a greșit Paul Goma? Dacă a greșit, unde am greșit noi când l-am citit, cum l-am citit, cum îl citim, cum actualizăm lectura. Pentru că nu este un caz simplu, nu este, Paul Goma este un fenomen, cum spuneam, s-a situat în exces și nu e ușor să-l citești la rece. Trebuie să fii foarte bine informat, trebuie să te apropii de el fără prejudecăți, trebuie să uiți că te-a numit cândva cum te-a numit, că a avut o atitudine poate incorrectă în raport cu tine. Asta trebuie să facem, să ne apropiem cu luciditate și cât mai obiectivi de creația lui Paul Goma. Avem datoria morală și profesională de a face acest lucru.
Însuși Paul Goma își dorea acest lucru, vreau să fiu citit, vreau să-mi fie citite scrisurile, să-mi fie citită opera, să se vorbească cu textele în față, să se vorbească în cunoștință de cauză, să nu se arunce pur și simplu cu invective și cu reproșuri nefondate, neînsoțite de argumente. Dragi colegi, pot să zic Mariana, o propoziție? Da, desigur. O propoziție, atât. Ca să spun așa, ne-am calmat foarte mult și i-am iertat pe scriitorii care în mod oficial au făcut parte din sistemul opresiv, care au scris literatură, cum să zic, absolut tranzacționată, vândută. Nu am nicio problemă să recunosc că Petru Dumitriu e un mare scriitor. Dar nu înțeleg de ce îl iertăm mult mai greu pe Paul Goma, care a greșit prin temperament, dar n-a greșit prin literatură, n-a păcătuit prin literatura lui. A păcătuit, să spunem, sau nu și-a controlat ieșirile, răbufnirile, nervozitățile. Sigur că e un scriitor cu o personalitate accentuată, capabil de nedreptăți, așa mai departe. Dar cred că așa cum am putut să... Și e și cazul, 30 de ani de când a trăit regimul comunist. Trebuie să acceptăm că e o parte a trecutului pe care o documentăm, o cunoaștem. E mai important să o documentăm decât să mai judecăm, da? Și să emanăm tot felul de verdicte, să fim procurori în continuare. Dar dacă am găsit resurse să ne calmăm în legătură cu acei scriitori care au făcut compromis în scris, în propria operă, și ăsta mi se pare compromisul cel mai grav pentru un scriitor, cred că trebuie să găsim resurse, să judecăm calm și cazul unui scriitor care, cel puțin prin opera lui, și-a asumat un gest, zic eu, foarte important atunci ca și acum, dar sigur că da, a fost contondent, a avut tot felul de ieșiri temperamentale care au deranjat. Vă mulțumesc, domnule director Bogdan Creț, într-adevăr. Da. Aș putea și eu să adaug ceva, nu știu dacă mă auziți. Mă auziți? Da. Da. Sunt absolut de acord cu Bogdan și nu vreau să spun ceva împotriva lui, ci ceva alături de el, și anume că a vorbit despre Paul Goma cu exact această atitudine deschisă, nu înseamnă a vorbi numai despre scriitor. Nu putem uita că Paul Goma nu a fost numai un scriitor, că Paul Goma a fost și un om politic. A fost un opozant politic, cel mai mare opozant politic al comunismului din România. Nu putem, cred, să despărțim cei doi și să spunem, da, pe mine nu mă interesează ce a făcut el în lumea politică, mă interesează numai textele. Textele sunt despre lumea politică. Aceste texte sunt texte politice, toate. Foarte rar unde sunt, știu eu, amintiri mai lirice din copilărie care nu au și un efect politic. Tocmai asta este problema, că nu-l poți despărți pe omul politic de scriitor. Deci dacă vrem să-l înțelegem și dacă vrem să ne reconciliem, ca să zic așa, cu el, eu cred că trebuie să facem cu amândouă. Adică să acceptăm faptul că a spus adevărul politic mai mult decât oricine din anii respectivi. Deci nu cum a spus, ci ce a spus politic, mi se pare foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule director. Eu am terminat, nu știu dacă mai sunt încă în microfon, am terminat. Da, vă mulțumim, domnule profesor. La un moment dat ieșiserăm cu toții din cadru, dar am revenit cu bine. Stimați colegi, avem un mesaj și din partea doamnei Mariana Sipoș, scriitoare, traducătoare, jurnalistă, critic și istoric literar. Am rămas aici doar trei oameni.
Reîntregim rândurile, dragi colegi. Mai așteptăm două clipe. Bună, dar tu că l-ai întrebat de cum așa că a spus că el și coșer amândoi va să revină, ei ne-a venit în cap doi. Vorbește clar, băi. Cuvânt și la fie. Nu se mai aude aici, se mai vede nimic. Da, sunt încă legat, please? Pauză, de ce ai? Da, adică imaginea mea se vede, eu am avut o bine în sumă. Nu mă pare cineva de loc. Era în imagine. Haide, oameni buni. Fie să discuția noastră. L-a spus pe Saroj aici.
să fie citit, să fie comentat. Cărțile sale, chiar dacă au fost publicate în condițiile pe care le știm, nu s-au bucurat în România de atenția criticii. O cronică, cel mult două sau deloc. Cu excepția primilor trei volume de jurnal, cele de la Nemira, în urma cărora se spune Paul Goma și-ar fi pierdut toți prietenii. Nu e adevărat, și-a pierdut câțiva, 7, 8, să zicem 9, dar nu din vina lui. Vezi volumul unde am greșit, publicat de mine cu 3 luni înainte de plecarea lui Paul Goma dintre noi. Ca un testament, cum bine spunea Emilian Galaicu Păun, acum câteva zile la Europa Liberă. Dar Paul Goma a avut în continuare foarte mulți prieteni. Pot cita acum, cu riscul de a uita pe cineva, cel puțin 20, chiar 30. Îi găsim în jurnalele lui. Unii participă la acest colocviu. Aș vrea să amintesc în semn de recunoștință și respect doar 3 dintre ei, care, ca și Tatiana Slama Cazacu, nu mai sunt printre noi. Andrei Vartic, Luca Pițu, Mihai Creangă. Tuturor, oriunde s-ar afla, Filip Goma le mulțumește numele tatălui lui, care nu o mai poate face. Și sunt de acord cu Filip, care mi-a spus că și el își dorește să ajungă cărțile scrise de Paul Goma la cât mai mulți cititori, să fie citite, să fie comentate, criticate, dar, cum spunea chiar Paul, cu bună credință, nu desființate pe necitite, adaug eu. Și am convenit cu Filip să vă transmit că dacă există o posteritate a lui Paul Goma, aceasta să însemne, în primul rând, neuitare. Aici, stimați colegi, doamna Sipoș mai notează câteva date, o sinteză de fapt a evenimentelor care au avut loc în legătură cu Paul Goma. Paul Goma, 85, romanul Iusta publicat în Japonia. La Muzeul Național de Literatură, alt eveniment, Mihail Cogălnicianu din Chișinău are loc vernisajul expoziției de carte și colocviul Paul Goma din calidorul posterității, 85 de ani de la nașterea scriitorului. Institutul de Filologie Română Bogdan Petrișceicu HD-ul al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova organizează în data de 6 octombrie 2020 ediția 14-a colocviului internațional Filologie Modernă, Realizări și Perspective în Context European cu genericul Paul Goma in Memoriam, Estetica Rezistenței prin Adevăr. Pe 2 octombrie, Paul Goma a fi împlinit 85 de ani. În ciuda opiniei răspândite cu insistență în presă, Paul Goma nu era singur. Încetarea relațiilor cu vechii prieteni, nu din vina lui, iarăși vezi volumul unde am greșit, nu a însemnat și părăsirea lui de noi prieteni, de cititorii fideli, cei mai mulți tineri și foarte tineri care descopereau în el, cu uimire și bucurie, un mare scriitor și un model într-o vreme când lipsa de modele pentru tineri este cronică. Pe 2 octombrie, ca și de ziua onomastică, Paul Goma primea nenumărate mesaje de felicitare la telefon, prin poștă sau pe mail. În ultimii ani, mai ales după moartea soției sale din 2017, nu mai reușea să răspundă la ele. Nu mai vedea bine și foarte greu mai ajungea la computer. Dar retragerea în sine din ultimii ani de viață are și cauze mult mai profunde, anume felul cum a tratat justiția plângerile sale penale. E de ajuns să amintesc deocamdată rezoluția neînceperii urmăririi penale împotriva generalului de securitate Pleșiță, dată de către procurorul Ilie Mihai Eduard pe motiv că decesul lui Paul Goma nu ar fi fost din cauza bătăilor lui Pleșiță. De necrezut, Paul Goma este mort pentru autorități. Deci articolul lui Cristian Tudor Popescu, ce a ratat securistul, lichidează procurorul din 22 iunie 2005, din care citesc: și ce dacă era plin de sânge Paul Goma? Doar nu l-am omorât. În schimb, îl omoară procurorul Eduard pe Paul Goma, despre al cărui deces vorbește ca despre un fapt împlinit pentru care n-ar fi vinovat Pleșiță. Rețineți, se întâmpla în urmă cu 15 ani, în 2005. Au urmat multe alte dezamăgiri și dureri de acest gen trăite de Paul Goma. Nu neredarea cetățeniei de care s-a vorbit atât, pentru că Paul Goma nu a fost niciodată apatrid, cum a crezut chiar el o vreme. Iar din 2006 știa din documente oficiale că nu îi se retrăsese niciodată cetățenia, așa cum amenințaseră și avuseseră de gând să o facă șefii securității în 1977. Și e timpul poate să spun acum pentru prima oară, grație demersurilor mele și ale unor tineri diplomați care nu vor încă să vorbească despre marele lor merit, Paul Goma și soția sa au avut încă din primăvara anului 2016 pașaport românesc. Că nu-l mai puteau folosi? Că nu mai puteau călători, că Ana era deja foarte bolnavă, este altă poveste. În plus, acceptarea pașapoartelor ar fi însemnat renunțarea la statutul de refugiat politic și la protecția Franței.
Pierderea altui proces în România împotriva denigratorilor săi, despre care voi vorbi altă dată, a fost limita suportabilității. Leul rănit a depus armele. Începând din ianuarie 2014, nu și-a mai publicat jurnalul pe internet, cum făcea la sfârșitul fiecărei luni. Nu a mai scris, nu a mai răspuns la mesaje decât unui număr foarte restrâns de prieteni. Nu a reacționat nici măcar când te întreb cine i-a furat identitatea și a postat pe Facebook sau în comentariile de sub din Cotidianul cu numele Paul Goma, ca și cum Paul Goma avea nevoie să posteze ceva în subsolul unui articol și nu ar fi postat în gura mare, cum îi plăcea să spună, pe website-ul propriu ce ar fi avut de spus. Dar Paul Goma nu a mai avut nimic de spus. A încetat din viață în data de 24 martie 2010. În mesajul primit de mine din partea fiului său pe 25 martie, pe care l-am trimis presei, pe care l-am transmis presei, era scris că Paul Goma a încetat din viață noaptea din 24 spre 25 martie și a fost reținută data de 25 octombrie, poate și pentru asocierea cu simbolistica ei religioasă, care nu a trecut neobservată. Ulterior, fiul său mi-a transmis și copia certificatului de deces emis de primăria Parisului, în care scrie Paul Goma a murit la ora 16, la ora 18, pardon, și 8 minute în ziua de 24 martie 2020. Da, era mai sus o greșeală, 24 martie 2020. Așa, nu 2010. Fac aici corectura necesară, rog să se rețină, pentru istoria literară e important, chiar dacă pentru ceea ce a însemnat despărțirea de Paul Goma pare un amănunt fără importanță. Așadar, ora 18 și 8 minute, în ziua de 24 martie 2020. Așadar, pe 2 octombrie ar fi împlinit 85 de ani. Și cea mai mare bucurie pentru el ar fi fost să afle că zilele acestea va intra în librăriile din Japonia, Romano Soyusta, în traducere japoneză. Vă mulțumesc! Îi mulțumim doamnei Mariana Sipoș pentru acest mesaj foarte cald și foarte emoționant și mulțumim și domnului Filip Goma pentru empatie și participarea lui de acolo de departe. Dragi colegi, va vorbi în continuare domnul academician Mihai Cimpoi despre arhetipalitate și modernitate în proza lui Paul Goma. Stimați colegi, Paul Goma a avut o evoluție extraordinară. O clipă. Se aude, dragi colegi, se aude? Domnul academician este prezent aici și vreau să fiu că îl aude toată lumea. Se aude. Se aude bine, da? Deci a avut o ecloziune. Domnul academician, vinți, vă rog, aici. Da. Și în acel moment a fost un moment de revenire a lui Paul Goma în literatura română, inclusiv în literatura basarabeană. Am scris și eu cu entuziasm atunci și l-am și inclus în, fără probleme, în cadrul literaturii basarabene. Fiindcă mi se părea că această analiză, această radiografie, asta ar fi cuvântul, a fenomenului politic,
a Leviatanului este cei ce îl caracterizează, este adevărat ceea ce spun colegii noștri în cadrul discuției noastre de astăzi, dar eu cred că dacă e adevărat că și aici nu putem să nu-l îndepărtăm pe Paul Goma de politic, de implicarea lui în politic. Un critic spune chiar că pagina lui este politică, este colorat politică. E adevărat. Dar eu aș propune ceea ce am propus și în cazul lui Constantin Stere, doamnă directoare. Există romane sociologice, mesaje sociologice, deformații, așa, autoricească, autorul își propune această, deci, acest mesaj și acest registru de discurs sociologic. Și, bineînțeles, cei ce a spus și Ion Negoițescu, tot atunci, că s-a vorbit mult despre Goma. Pe urmă, lucrurile s-au mai temperat. Dar, mă rog, era și de, într-un fel, justificabile. El a venit cu așa o afirmație zgomotoasă, un fel de Sturm und Drang, să zicem așa, și el zice, Ion Negoițescu este poet al cruzimii. Nu prea îmi place această definiție, dar cred că este adevărat. El are multe cruzime în expresionism, acțiune. Și aici îmi pare rău că am urmărit prezentarea lui Stere în istoriile literare. Foarte bine îl prezintă Alex Ștefănescu. Eugen Simion vorbește despre Din Calidor, ca despre un roman, roman, nu e neapărat, adică se limitează la memorii. Și bineînțeles că zice Nicolae Manolescu în istoria lui, istorie critică, unde nu-i consacră. Nu-i consacră niciun comportament, nimic. Da. Așa, pe aici, pe acolo, dar cei ce m-a surprins, îi spune la un moment dat că putem să-i recunoaștem lui Goma statutul de dizident, dar nu și de scriitor. Nu și de martir. Adică motivează Manolescu, el nu a fost chiar atât de mult schinjuit și atât de torturat și asta. Ceea ce nu e adevărat. Noi trebuie să-i recunoaștem statutul de dizident și statutul de martir. Asta este Goma. Da. Acum,
câteva cuvinte despre unele lucruri care se vorbesc în ultimul timp. E, în primul rând, despre această carte despre Basarabia Roșie, Cartea Roșie, unde el prezintă, pe bază de documente, așa cum a făcut de altfel și Solzhenitsyn, anumite evenimente care s-au petrecut documentar pe deci absolut temei documentar, solid, și s-a petrecut atunci. Și cred că, într-adevăr, așa are dreptate domnul profesor Bogdan Crețu, trebuie să vedem ce e cu această carte. Și apoi să... Haideți să clarificăm și niște lucruri rapid în privința intenției lui Paul Goma de a reveni în Basarabia. A existat o asemenea intenție. Eu, fiind atunci președintele Uniunii Scriitorilor, vreau să vă spun că m-am ocupat în mod serios. În primul rând, am discutat cu președintele interimar de atunci, Mihai Ghimpu. El a fost de acord să îi dea cetățenie moldovenească, numai că apărea acolo o problemă cu soția. Soția neavând, deci, apartenență la geografic, la cadrul basarabian, nu se putea face. Ce s-a întâmplat? Pe scurt, vorbesc eu cu Ghimpu, Ghimpu zice, eu îi fac cetățenie, dar am nevoie de o semnătură a lui Goma. Zis și făcut, vorbesc eu cu ambasadorul Moldovei la Paris și, din păcate, ambasadorul, care e destul de priceput și care îl se mântă, a făcut o gafă, în sens că nu s-a dus personal ca să ceară semnătura lui Goma. Goma s-a supărat, n-am nevoie de cetățenie, dacă ambasadorul Moldovei e ocupat, n-am nevoie de cetățenie. Bun, cu toate astea, cetățenia s-a acordat. Mai mult decât atât, am vorbit cu Gertoacă, care era pe atunci primarul municipiului Chișinău, și a zis că eu îi găsesc lui Paul Goma un apartament în Chișinău. Deci a fost absolută afirmația aceasta. Sigur că Goma vreau să aduc și bibliotecă. M-am înțeles cu Valentina Botnaru ca să depunem biblioteca lui Goma în Casa Limbii Române, unde este mult spațiu. Dar era important să se facă și să se pregătească terenul și la Mana. La Mana era, dar reveniți ori, la Mana, care e un sat micuț,
Pe atunci încă se mai păstra, era școala, acum școala s-a închis. Era un cămin cultural, cavai de dânsul, cu podea de lut. Eu am găsit un om în sat și a zis, ia ștea Pucuș, fă aici, măcar văruiește. Da, și bun, bun. De ce fac chestiunea asta? Am dus un camion de cărți. Deci, biblioteca era în spatele acestui cămin cultural. M-am dus la președintele raionului. Zic, domnul președinte, e un mare scriitor de aici, de la dumneavoastră, vreau să vină încoace. Haideți, căutați niște mobilă pentru pentru un ieraș cultura. S-a făcut și chestia asta. S-a dus pe mobilă. Președintele raionului a reacționat. A dus. E bine, lucrurile nu s-au dus la bun sfârșit. Din simplu motiv că el s-a îmbolnăvit, nu a mai putut, tot îmi scria că nu poate, deci din cauza bolii nu poate să apară la Chișinău și cu asta s-a încheiat. Deci asta a fost. Deci s-a făcut tot posibilul ca el să vină. Cu tot, absolut, cu toată bunăvoința și a primăriei și a... Deci președintele interimar de atunci, Goma, putea să vină dacă avea un pic de sănătate și l-am fi avut poate și astăzi, fără ca francezii să-l fi așa molipsit din mare neatenție cu COVID-19. Așa încât sunt niște lucruri de lămurit, trebuie de să mai vedem ce se întâmplă în bibliografie. Bibliografia este enormă. Și aici numai jurnalele cred că constituie cam câteva zeci, dacă nu 20 sau 30 de unități. Adică o moștenire enormă, de o deosebită valoare. Asta o spune și Eugen Simion, că zice, odată cu apariția din caridor. Deci se cere de scris, se cere să scriem o un comportament despre proza românească actuală. Deci asta o spune Eugen Simion, o spune și Alex Stefănescu, care îi consacră un mare comportament și foarte bine scris, așa, cum merită Paul Goma. Plus, dacă că mai apar, de la Cluj a ajuns la mine o carte a doamnei Mariana Pasinkovski. Probabil, bănuiesc că e o teză de doctorat. Așa încât este
bine să-l recitim, să-l interpretăm așa cum se cuvine în lumina acele experiențe extraordinare pe care a pus-o el în romanele sale. Și vă felicit, doamnă, pentru această conferință. Chiar în condițiile astea, iată că putem vorbi, putem să ne referim la valoarea, la operele lui Goma, la anumite amănunte care încă stârnesc anumite așa interpretări, dar asta este Goma. Este Goma și spune Alex Ștefănescu că el se joacă acolo, că nu știu ce, citează pe cei care sunt contra lui, citează și pe cei care nu sunt contra lui și nu știu ce. Asta este Goma, ce se face. E un personaj. Da. Personaj care a venit să completeze marea noastră literatură română cu patosul documentului, patosul, sau cum zicea Eugen, Nescului despre Eugen, despre Stere, că zice, uite, e totul se impune prin glasul faptelor. Auzim acest glas al faptelor foarte vibrant, foarte puternic, cu sensibilitatea acoperită, cu sensibilitatea unui mare scriitor. Succes în continuare! Mulțumim! Mulțumim, domnule academician, dragi colegi, când spuneam că Paul Goma este încă un mare necunoscut, mă refeream și la faptul că prea puțin s-a scris despre limbajul lui Paul Goma, despre faptul că Paul Goma este un inovator, un inovator intelectual limbajului, a modelat cuvintele, a modelat limba română așa încât să transmită aceasta cât mai sugestiv reprezentările artistice. Da, s-a jucat. Da, are o... cu vorbele, da. O carte, o perlă lingvistică alfabecedar, da. Și încă plină de surprize, plină de revelații semantice, stilistice. Încă rămâne să discutăm, să cercetăm, să analizăm limbajul lui Paul Goma. Mă bucur foarte mult că doamna profesor universitar doctor habilitat Iraida Condrea participă la conferința noastră cu o comunicare despre limbajul lui Paul Goma, exuberanța lexicală în creația lui Paul Goma. Bună ziua, doamna Condrea! Suntem onorați de prezența dumneavoastră. Bună ziua! Mă bucur foarte mult să vă revăd. Mă auziți? Vă auzim, da. Bine. Măcar pe această cale și eu... Am formulat sau am scris acest material mai ales din perspectiva unui profesor
care trebuie să aducă la cunoștința studenților anumite lucruri și lucrările lui Paul Goma, care au stat la baza unor teme de curs. Deci acestea au servit la cursul de stilistică, pentru că sunt foarte multe aspecte de ordin stilistic și, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, am impresia că sunt cam puține studii în domeniul acesta. Eu am început, vreau să încep prin a spune că pentru Paul Goma cuvântul a fost nu doar un semn lingvistic, așa cum formula Ferdinand de Saussure, acest produs al creației umane. Și a fost un material care, printr-o modelare ingenioasă, poate dezvălui numeroase semnificații și artificii cognitiv-estetice. Mânuirea abilă a posibilităților de exprimare seamănă de multe ori, chiar și în romanele sale, cu o luptă permanentă pentru decojirea slovii de crusta aceasta de șablon care o acoperă permanent, zi de zi. Grija aceasta de a se îndepărta de exprimarea banală, trivială, este o practică cunoscută, generală, pe care o aplică și jurnaliștii foarte des, pentru că ei trebuie să se adapteze în permanență la noi și noi realități și teme. Iar scriitorii par într-un fel așa mai așezat, mai comod în sensul acesta, mai ales atunci când tema este deja formulată și expresiile se adaptează oricum de la sine. Se pare că acesta nu este cazul lui Paul Goma, pentru care orice cuvânt are mai multe subînțelesuri și sensuri radiante, dar și posibilități surprinzătoare de modificări. Această lucrătură în cuvânt este demonstrată, bineînțeles, de renumitul său Alfa de Cetar, la care a trăit 10 de ani și probabil că a meritat efortul acesta, pentru că această lucrare, care de fapt constă dintr-o listă de cuvinte, se citește nu ca un dicționar, ci anume ca un text, aproape ar zice ca un roman. Surprinde faptul că acest dicționar este o lucrare, nu știu dacă o putem numi lexicografică, în sensul obișnuit al cuvântului, pentru că în acest dicționar nu cauți ceva așa cum cauți în dicționar un cuvânt în ordine alfabetică, deși și alfabetedarul are această ordine alfabetică. Aceasta este o carte care se citește și lucrul acesta și care dă foarte multe piste de interpretare și este nevoie de un exercițiu foarte interesant și productiv de imaginație ca să citești ce cuprinde acest dicționar. Deci, Alfa Decedarul, care mai are și subtitlul Cuvântar, începe cu o prevenire a lui Paul Goma, în care autorul explică următoarele. Cei ce vor lua în mână acest obiect să știe, nu este un dicționar, niciun vocabular, niciun inventar de cuvinte. Obiectul de față nu slujește la nimic. Materialul nu explică, nu descrie, nu învață și nu dezbate. Deci, se citește, spune Paul Goma, ca orice altă carte. Însă, doar câteva exemple, și am demonstrat lucrul acesta, am văzut și interesul studenților pentru ele, imediat te fac să începi o proprie cercetare și să-ți deschizi imaginația. De exemplu, să vezi care sunt originile componentelor, pentru că, de regulă, acestea sunt niște cuvinte compuse. Toate sunt și sintagme din două, trei cuvinte, dar multe sunt cuvinte alcătuite din diferite părți. De exemplu, debiling ne trimite la debil și biling din acestea două. Acum poți să-l folosești în context cum vrei. Sau, de exemplu, culturta trimite la cultură și turtă. Sunt cei care își fac din cultură o turtă și o turtă bună. Altul ar fi mitropolitruc. Deci și mitropolit, și politruc, și sunt
cazuri care pot fi decodificate și cu referire la persoane concrete. Sau fasole mio în loc de sole mie. Deci este evident că niciun vorbitor și un cunoscător bun al limbii române nu va rămâne indiferent față de aceste mostre. Ar fi poate cazul ca alfabetizarul să fie mai atent citit și propagat cumva, pentru că el a rămas undeva în, eu știu, în hăul, ca să zic așa, internetului și nu prea este cunoscut. Cred că chiar și jurnaliștii ar avea mult de învățat dacă ar citi mai atent această lucrare. În operele sale, Paul Goma folosește din plin toate stilurile și registrele limbii române, de la cel literar academic până la cel regional, demonstrând mereu posibilitățile expresive ale lexicului. Aș vrea să menționez, este părerea mea, că din observațiile actuale, că Paul Goma este unul dintre puținii autori care valorifică în prezent limbajul regional. Această formă de limbaj nu mai este acum frecventată în scrierile și în textele scriitorilor. Vorbirea populară, diverse aspecte ale lexicului conservate în formele, să zicem, periferice ale graiurilor, nu se regăsesc în texte, în romane, eu știu, în povestiri și așa mai departe. Cu acestea se ocupă mai mult jurnaliștii în spațiul public, în diferite articole, mai mult pentru a lua de râdere pe cineva, dar și actorii din emisiuni de tipul Ora de Ras sau prin personaje cum este Dora, Sou și altele, mă rog, acestea sunt niște produse care folosesc într-un fel limbajul acesta, dar de multe ori, în opinia mea, trec, așa neobservat, într-un gen de subcultură și nu totdeauna valorifică adevărata esență a limbajului regional și a limbajului popular. Ei bine, Paul Goma are toate aceste registre, spuneam, și voi aduce o serie de exemple, bineînțeles, de romanul din Caledor, în care scoate la iveală foarte multe forme inedite de expresivitate. Dar fiind faptul că acțiunea se desfășoară într-un sat provincial, vorbitorii folosesc multe regionalisme, au o pronunție specifică, demonstrează un tip de exprimare țărănească, rustică și destul de codificată, cred eu, pentru un cititor care nu este la curent cu specificul regionalismelor moldovenești sau, mai concret, acelor basarabene. Sunt, în sensul acesta, o parte din text este destul de încifrată. Și nici chiar studenții noștri basarabieni nu totdeauna prea înțeleg absolut tot ce tot lexicul folosit de Paul Goma. În roman sunt prezente în principal două registre de exprimare. Unul literar, cel al învățătorului, dar și cel propriu-zis al autorului, și cel al localnicilor din Mana, țărani simpli, care folosesc toate formele regionale, redate în dialoguri, dar mai ales niște expuneri de opinie la persoana întâi. Vreau să menționez că, din punct de vedere stilistic, noi suntem în situația când în zona noastră, cel puțin în Basarabia, mulți vorbitori, dar cei care se consideră vorbitori culți, au trecut prin școli, pot trece instantaneu de la un registru la altul, de la un registru perfect literar și fără cusur, la un alt registru cu totul deosebit și care nu este în măsură să fie însușit de oricine. Îmi spunea cândva un coleg despre
că și-a făcut doctoratul la București și s-a adaptat bine la pronunția și la vorbirea bucureșteană. Dar, spunea el, dacă voia să facă niște, eu știu, în anumite situații, când trecea la registrul acesta basarabian, toată lumea rămânea pur și simplu bușbe, pentru că nimeni dintre bucureștieni, spunea el, și, nu știu, îl cred, nu poate trece la acest registru. Deci noi putem să imităm vorbirea și să ne includem în vorbirea, tipul de vorbire bucureștean, dar iată că ei în registrul acesta probabil că nu. Ei, bine, mai există și alte subiecte, dar asta este. Dintre specimenele care pot fi găsite în opera lui Paul Goma, în special din Coridor, se remarcă faimoasele noastre fonetisme. Fonetisme, deci pronunție basarabiană, în primul rând pluralul acesta a verbelor la persoana a doua, care se termină în ț fără a fi înmuiat, și avem luat, cărat, puneț, ați, ruș, harbuș și așa mai departe, fără indițiul acesta că este persoana a doua plural. Un alt fenomen cunoscut și foarte generalizat și inteligent este, bine, fenomenul clasic al palatalizării consoanelor. Găsim aici, dacă le iei cu dinișorul, se deosebească, teatră, stic, care e pentru dinișor a deosebi, teatră și așa mai departe. Și un chic de ploaie, spune el, dacă a dat Dumnezeu un chic de ploaie și nu dă Dumnezeu și teatră și așa mai departe, crește până de cu sticul în barbă. Aduce ca, deci spune despre stuh, chetrărie, atunci când se construiește școala, dar și despre cochileț. Și materialul acesta de construcție cunoscut la noi, cochileț, despre el Paul Goma scrie chiar în roman, foarte interesant, nu vine de la cochii, din franceză se întreabă el, adică o cochilie. Găsim aici mult cunoscută pronunție a lui G, ca J, de exemplu, un pixel de zile, opus japca pe zile de acolo și așa mai departe. Deci, la fel ca și ziul în loc de viu, crienzi în loc de crienzi, moșnezi în loc de moșnezi și multe altele. O altă categorie care trebuie neapărat să o remarcăm și poate ar fi cazul să discutăm și lingviștii să discute mai des despre ea, este sincopa. În zona noastră, vorbirea regională, dar nu numai regională, dar și vorbirea fluentă, este mult afectată de numeroase sincope. Acest fenomen fonetic constă din suprimarea sau, să zicem așa mai simplu, înghițirea vocalelor sau chiar amănuntor sunete. Și lucrul acesta este mereu în vizorul lui Paul Goma, el dă foarte multe exemple de tipul acesta. Cel mai faimos și care apare de mai multe ori și ironizat este donțător, adică domn învățător. Și chiar spune undeva că eu, ca băiat al domțătorilor, deci al domnilor învățători, și atât face din el așa o sinteză, pentru că de fapt este o sintagmă și prin intermediul sincopii apare acest cuvânt care nu știu dacă poate fi totdeauna decodificat. Sunt reduceri foarte drastice ale unor părți de cuvânt, de exemplu, oameni și ei. Să acesta de la început înseamnă sunt. Trebuie să știi în loc de trebuie. Este un fragment foarte interesant cazul când Paul Goma descrie mersul sau plecare la pescuit sau la prins piește, mai bine zis, că nu erau pescuit, în care găsim următorul dialog.
om merge la pescuit căruța. Și cineva răspunde, nu, că eu mă călare, hai și tu călare. Acest măr este clasic, trebuie să vă spun în vorbirea noastră, e mulți o decodifică, înseamnă mă duc, dar fenomenul este foarte viguros în spațiul nostru, fapt demonstrat și de zicerea mult cunoscută în stil basarabian, mă acasă, adică mă duc acasă. Sau alte exemple, cum ar fi untici, adică unde te duci, ar fi. Moșe Iacob zice, domnică, unde ești? Unde ești? Deci, step înghit foarte multe componente și lucrul acesta este bine observat de Paul Goma și foarte interesant redat. Deci, poți citi, poți înțelege, în care, mai ales în cazul în care aceste forme sunt familiare. Trebuie să menționez că sincopa, anume felul acesta, îi trădează foarte ușor pe vorbitorii basarabieni actuali atunci când ei comunică într-un mediu românesc dincolo de Prut și uneori aceste sincope sunt foarte supărătoare pentru că avem, auzim des de la multe persoane rostiri de tipul președinte în loc de președinte și multe altele. Bineînțeles că Paul Goma în acest roman din Caledor rămâne fidel îndrăgitului său procedeu de crearea noilor cuvinte, care se dovedesc a fi mai puțin banale decât cele pe care le știe toată lumea. Găsim în paginile romanului numeroase exemple, cum ar fi. O văd pe mama cum scoate din casă valize, baloturi, lucruri neîmpachetate, neînvalizate, nimic. Deci de la valiză lucruri neînvalizate. Soldații străini vorbind străinește. Mai avem într-un dialog următorul exemplu, la care ce răspunde Ivan Pravoslovan, Ivan Pravoslovan? Cum pravoslovan? Minciunovan este replica. Sau te-au ridicat și pe tine rusovieticii. Mai departe avem rușii, spasibiesc și multe altele. Una dintre formele cum evident subînțeles persiflant este cuvântul grăjdean. În limba română ea trimite la lexemul grajd. Prin urmare, grăjdean ar fi un grăjdar, un om de, prin grajdările de viție, îngrijitor. Ori Paul Goma instituie acest, deci îl recuperează acest grăjdean de la rusescul grăjdanin, adică cetățean. Astfel că grăjdeanul este și el un cetățean, doar că de altă factură. Personajul lui Paul Goma explică situația în felul următor. Nici n-ați apucat să vă udați picioarele în Iordanul Prutul, că ați fost botezat sovietski grăjdean. Măcar eu cu baba nu ne-am trudit cu drumul. Grăjdeanul mi-a picat în cap. Un element foarte important și cred că tot mai un element stilistic tot mai, aș zice, mai puțin obișnuit, este prezența, este faptul că Paul Goma folosește multe rime. Și nu este vorba de poezie, dar este vorba de o asonanță așa care creează un ritm anume și tot textul capătă o altă, o semnificație așa mai ușor de, poate de, nu de înțeles, dar de perceput. De exemplu, mâine ar fi mâine, acum e noapte neagră și mi s-a făcut mie de un crăpcean la tigăi și de o știuculiță tijăriță, de un lin cu un pahar de vin. Și dacă va da domnul, dar tu femeie, dă ciorpacul să-l prindem și pe dracu. Sunt niște forme așa de
vorbirea pe care în popor oamenii o numesc vorbire în hilduri. Din aceste rime, stupuliță, jăriță, lin, gin și așa mai departe, mai are și pișcari, alunecari, cărpacul, dracu, partea informativă a mesajului, de fapt, trece pe un loc secund și prevalează anume forma. Plăcerea aceasta a vorbei poate fi o caracteristică a lui Moș Iacob și personajul acesta, chiar dacă a existat sau nu a existat în realitate, este greu de spus, dar dacă nu a existat, trebuia inventat, că altfel nu avea cine să spună toate aceste texte. De exemplu, atunci când vine vecinelul său în ospeție, Moș Iacob îl tratează cu un discurs așa ca la nuntă, putem zice, foarte ceremonios. Și ce îi spune el? Hei, hei, băițel Moșu, bine ai venit în ospeție la noi, dar ia și să ne șadă norocul. Și mi-a arată scăunielul. Mai departe, mai întâi și mai întâi ia să-mi iei domnica Borșuleanu de Crăpceanu cu Leușteanu. Continuă cu ritmele. Și cu Cimirgeanu. După aceea mai spune el că și măliga măliguța de țilingi de getuța. Câte două strechini cu vârf de căciulă cu repetir ca la tractir. Dacă mai rămâne loc la burdi foc, mai întâi și mai a treilea, niște care îmi spune, știi, coleg, multe și așa mai departe. Reflecțiile autorului, deci, sau calificativele sau comentariile pe care le face chiar autorul Paul Goma arată că aceasta este un fel de poezie. Și el spune următoarele. Moș Iacob își zicea poezia. Poezie, fiindcă mătușa Domnica nu ne mai dădea chiar ce zicea el, care de gând să ne dea. Autorul, în general, folosește toate tipurile de lexic care stau la dispoziție și nu sunt rare cazurile despre care nu am să vorbesc acum, când în text găsim rusism, adresări de tipul, dar spuse așa de un necunoscător, cum ar fi harașo, harașo, cușite, cușite, hleba, hleba și multe altele care sunt niște inserții absolut străine și nu sunt adaptate cum se întâmplă acum cu rusismele. Deci, în sensul acesta, ele nu sunt ca niște defecte de exprimare cum se întâmplă acum cu rusismele. În concluzie, aș vrea să spun că, în primul rând, vreau să citez o expresie a lui Paul Goma, care spune că despre lucrul său următoarele. După rețeta COVID-ului, care se confecționează învârtind aluat în jurul unei găuri date, îmi lătucesc și eu cuvintele de jur împrejurul calidorului. Acesta este ce spune Paul Goma. Și ca să închei în concluzie, vă spune că stilul lui Paul Goma este inconfundabil, anume datorită îndrăznelii și imaginației și tenacității, dacă vreți, cu care autorul abordează resursele limbii. Problema ar fi dacă cititorul de astăzi sau omul obișnuit, cum zicem noi, un cititor de rând, cum se mai spune, dacă acesta are toate cheile de lectură pentru a aprecia în totalitate textul, dar mai ales subtextul, incorporat cu măiestrie de către autor în paginile sale. Acum, ce chei de lectură trebuie să oferim celor care vor să cunoască bine scriptura și scrierile lui Paul Goma, rămâne să mai decidem. Eu vă mulțumesc pentru atenție.
microfonul, doamna Costin. Da, da, da. Și noi vă mulțumim foarte mult, doamna Condre. Mi-ați amintit de un text de-al meu din 2010. Scriam despre sincopele, apocopele, aferezele, zeugmele lui Paul Goma. Atunci am lucrat cu multă bucurie la acest aspect, pentru că surprizele erau necontenite, țineau lanț, tot felul de expresii picante, de cuvinte inventate, care mă încântau, mă problematizau. Într-adevăr, Moș Iacob este dintre cele mai pitorești personaje ale lui Paul Goma. Și câtă poezie are dialogul lui Păulică cu Moș Iacob. Ce faci, Moșia? Și răspunsul moșului, că bățelul moșului. Iată, un poem. Da. Un poem. Da. Sau, bine ați venit, dragii tavariși. Obștea, m-o trimăs de să vă spui de la inimă că mult v-am mai așteptat. Damu, că ați venit, fiți binevenit. Bineveniți. E și greu de pronunțat. Am și eu toate exemplele acestea, n-am vrut să le spun pe toate. Sunt vizibile, da. Da, sunt foarte, foarte multe exemple foarte pitorești. Cea mai mare dificultate de înțelegere mi-a prilejuit-o Roman Intim. Primele pagini, mai cu seamă. Paul Goma a operat foarte multe fracturări fonice, lexicale, sintactice, o adevărată bogăție semantică și stilistică în textele lui. Vă mulțumesc încă o dată, doamna Condrea, o prezentare foarte densă și interesantă și o ascultăm în continuare pe doamna dr. Oxana Chira de la Universitatea de Stat Ale Curso din Bălți cu comunicarea printre eufemismele din caledorul lui Paul Goma. Aș prezenta și prezentarea ca să-mi permit să pot prezenta. Da? Prezentarea PowerPoint, ca să pot prezenta. Un minut, da. Doamna director, trebuie să-i permiteți doamnei Chira să prezinte. Acolo este opțiune. Da, văd, opțiunea este. Este permisiunea. Da? Da, e bine, e bine, e bine. E bine. Așa. Stimați colegi, distinși oaspeți, onorată asistență, în comunicarea de față printre eufemismele din caledorul lui Paul Goma, ne propunem să descriem unul dintre elementele esențiale ale fenomenului antinomiei și anume eufemismul. Fără îndoială, eufemismele se caracterizează întâi de toate printr-o anume echivocitate, rezervă în discuții, politețe, manipulare, corectitudine politică, ce ar crea premise pentru o înțelegere insuficientă a unei situații de conflict sau o evitare motivată a unui termen direct sau o camuflare a realității dure. Eufemismele sunt pentru Paul Goma o modalitate de mascare a dramatismului, iar necesitatea exprimării eufemismelor e dictată nu doar de existența fenomenului ca atare, dar și de rolul lui deosebit în procesul de comunicare.
Autorul operează cu un umor impunător, cu aluzii ironice, cu antifraze și jocuri de cuvinte, decodabile în primul rând contextual. Cu alte cuvinte, actualitatea problematice abordate derivă nu numai din aspectele pur lingvistice ale fenomenului în discuție, dar și din cele istorice, politologice, sociologice, deși, de ce nu, filozofice. Din capul romanului vom urmări într-un citat, sau printr-un citat, mai bine zis, o formulă aluzivă a lui Paul Goma, care își definește apariția sa umană printr-un eufemism din sfera fiziologică. Pe mine mama nu m-a trimis, ci m-a adus pe lume. Astfel, sau altfel zis, din Calidor nu este o simplă scriere autobiografică. Paul Goma ne transferă într-un univers unde limbajul devine expresia istoricului, prin Calidorul său, prin Calidorul plin de izvoare, prin Calidorul de unde izvorăsc eufemismele. Ca să revenim la teoria eufemismului, găsim rezonabil faptul de a invoca observațiile cercetătoarei germanei Rada privind distincția dintre eufemismele uzuale și eufemismele create ad hoc sau ocazionale. Insistând asupra deosebirilor dintre aceste două tipuri de eufemisme, autoarea constată în primul rând că primul tip face parte din vocabularul de bază, stabilit și este înregistrat în sursele lexicografice, în timp ce al doilea tip este utilizat spontan și are impact eufemistic doar într-un moment, într-un anumit context, într-o anumită situație, fără șanse de a se înceteni anume în limbă. În legătură cu acest fenomen sau cu acest tip de eufemism, ne invocăm și observațiile lui Emil Benvenist, care menționa că, citez, numai situația determină eufemismul și în funcție de faptul dacă este tipică sau accidentală, formează tipul expresiei eufemistice în conformitate cu normele unei sau altei limbi. Încheie citatul. În romanul din Calidor sunt atestate ambele tipuri de eufemisme, eufemisme stabile și eufemisme formate ad hoc, sau eufemismele autorului. Totodată e cazul să accentuăm că eufemismele autorului sau eufemismele ad hoc predomină în acest roman. Eufemismele politice, care sunt foarte prezente în roman, au un comportament specific la nivelul semantic, caracterizându-se printr-o serie de trăsături. Prima trăsătură pe care o valorificăm sunt valorile marcate afectiv. Deci în romanul din Calidor, eufemismul este marcat afectiv prin ironie, prin sarcasm, prin patetism uneori, utilizat nu doar pentru a se evita anumite forme de exprimare sau denumire ale unor realități poate neplăcute la moment, ci și pentru a reda atitudinea autorului, Paul Goma, față de cele comunicate. Orientarea mesajului politic din roman spre comunicare și nu spre reprezentare fac din eufemism un instrument polifuncțional care, citez, derivă de relația pragmatică a semnului cu vorbitorul, nu cu referentul său, încheie citatul Rodica Zafiu. De exemplu, de la mine rus, eu, ursul, am în svoboda noastră tradițională, am fost totdeauna gata să învers sângele pentru libertatea altuia, că noi o ducem și așa, fără de svoboda noastră tradițională, slavă, cum ar fi sclavă, deci slavă pentru sclăvie sau svobodă pentru detenție. Se manifestă și printr-un grad înalt de abstractizare. Pentru a camufla mai eficient informația, autorul recurge în roman la cuvintele care se raportează la fenomene ce n-au existență materială, cum ar fi, de exemplu, principiul lor la pagina 63 sau ce ți-am spus face șapca al meu, că avem cele mai înalte metode din lume de aducere a minte, deci, iarăși printr-un grad înalt de abstractizare, pagina 52. Prin manipulare, deci în intenția de a evita producerea unui impact negativ asupra ascultătorului sau a cititorului, Paul Goma exploatează sensurile, cuvintele sau expresiile care se caracterizează printr-o semantică vastă, iar sensul actualizat e o interpretare, zicem noi, ambiguă sau confuză.
Paul Goma recurge conștient la astfel de procedee în roman, întrucât el se justifică prin dorința autorului de a-l proteja atât pe cititor, cât și pe sine însuși, probabil. De exemplu, rusul este nu ocupant, ci liberator, și fratele rus nu este nici pe departe un diavol, un drac, un ciort. Deci, pagina 38. Eventualul ascultător sau cititor, în cazul dat, va raporta cuvântul liberator la verbul a elibera, a face mai liber, a da mai multă libertate, deși în realitate acest cuvânt trebuie raportat la a ocupa, ocupare. El este să afirmăm că autorul utilizează cu maestrie eufemismele ocazionale sau cele efemere, contextuale sau ad hoc în romanul din Calidor. Iar apariția eufemismelor ocazionale poate fi constatată și drept efect al creativității limbajului. Aici aș aduce un citat al lui Eugen Coșeriu, care menționa referitor la procesul de creativitate în limbă, citez, că momentul în care s-a creat un cuvânt, acela este echivalentul actului de creație poetică, care de altfel este de la a face, deci când s-a făcut, nu când s-a întrebuințat. Pe urmă îl putem întrebuința în mai multe feluri de, și reproduce. Încheie citatul. Deci momentul creării eufemismului ocazional este echivalentul actului de creație, iar întrebuințarea acestuia în mai multe contexte și apariția lui în vocabularul activ este o repetiție, sau mai bine zis, o reproducere. Eufemismele, ocazionale mai sunt și numite eufemismele autorului, și aici acest tip de eufemisme ocazionale este alcătuit de Paul Goma fie dintr-un singur cuvânt, de exemplu a se pipila pentru a se urina, fie dintr-o expresie ad hoc, ei ridicătorii pe sus ai tatei i-au spus mamei, deci ei ridicătorii pentru iencavediști, fie că, și mai multe exemple sunt enumerate pe slide, fie că dintr-o propoziție cu sens metaforic și eu vreau să fac mai mult decât pipi. Eufemismele compuse de autor, eufemismele de mai sus, sunt un rezultat al unui joc de cuvinte, precum se observă și în exemple, fie a unui joc de expresie de cuvinte cu caracter ironic și pot avea diverse structuri, precum este și menționat. Fiind unități totodată este cazul să menționăm că un alt fenomen foarte important este nominarea aproximativă, având în componența sa îmbinări de tipul un fel de, așa zisul, un tip, un gen, așa numită, care reprezintă și ia un procedeu semantic de îmbogățire a lexicului eufemistic în roman, permițându-i autorului Paul Goma să se detașeze într-un fel de afișare directă și publică a anumitor realități, cum ar fi un fel de dezertor, sau un fel de ciocoi, sau un fel de cooperative. Un rol important în formarea eufemismelor îl joacă deraierile lexicale, și ele se bazează pe asociații de idei sau pe asemănări formale, precum și-a menționat profesorul Iraida Condrea, recent în comunicarea sa, despre creațiile lingvistice, iar substituirea unui cuvânt prin altul se face din cele mai multe ori pe baza doar a unor asemănări formale, fără nicio legătură, probabil, semantică. De exemplu, la pagina 58 avem drept rezultat astfel de eufemisme paronimice, cum ar fi fără Arabia pentru Besarabia sau Bezarabia pentru Besarabia. Nu de puține ori însă, funcția de atenuare a eufemismelor se realizează și prin formele sale diminutivale ale cuvintelor, ce întâlnim în roman, de exemplu, orfanel, cu funcția de atenuare, funcția eufemistică de atenuare pentru orfan, sau un soldățel sau ofițerașul de la pagina 164 pentru a diminua valoarea totuși a soldatului sau a ofițerului în cazul dat. Un rol important în acest roman îi atribuim categoriei anume a utilizării ghilimelelor
și anume această utilizare trădează dualitatea perceperii fenomenului de către autor și poate fi identificată în următoarele exemple care sunt trecute în revistă pe ecran, cum ar fi curățasere sau repatrierii în Siberia și multe altele, care ne atrag atenția nouă cititorilor și totodată dualitatea aceasta a perceperii fenomenului ne impune să codificăm mesajul autorului. Foarte important, au un rol important în roman și deicticile spațiale și cele personale, care se regăsesc și ele în zona eufemismelor din Calidor. Se știe că atât în limba română cât și în celelalte limbi, deicticile fac legătura dintre planul verbal și cel contextual, reprezentat de un bagaj de cunoștințe, anume despre istorie, despre politică, necesare totodată cunoștințele în procesul interpretării acestui enunț. Și de altfel și aici, la pagina 29, întâlnim sus ce deict spațial care substituie eufemismul la închetă sau jos, de exemplu, substituie în chemnițe sau cuvinte de ale lor, deci cuvinte în limba rusă sau cuvintele encavediștilor sau un alt ei pentru ostașii ruși. Efectele exprimării eufemistice în romanul din Calidor au în principiu consecințe favorabile asupra calității și cantității vocabularului românesc, care se îmbogățește datorită inovațiilor semantice, generate atât de unitățile monolexicale întâlnite în roman, cât și polilexicale. Mă voi opri doar la două serii, seriile sinonimice și seriile antonimice în roman, de tipul vragul, în ghilimele, deci substitui dușmanul, prin pravoslavnici ocupați, liberatori în ghilimele, moscali sau seriile antonimice, nepatrioți români pentru trădători, nepolitici, de exemplu pentru politicienii incapabili sau ce neînvățat pentru analfabet sau nerușii, noi nerușii, deci românii și așa mai departe. O altă relație, sau de altă natură, mai bine zis, există între barbarisme și eufemisme în romanul lui Paul Goma, și barbarismele sunt, precum știm, cuvinte împrumutate care circulă dintr-o formă neadaptată normelor fonetice sau grafice, morfologice în cazul nostru. Totuși, în anumite situații, unele barbarisme, care de regulă se mențin și se utilizează în acest roman, preponderent rusisme, pot îndeplini și funcție eufemistică, de atenuare sau de camuflare a unui mesaj, de exemplu, la românski Sibir pentru Besarabia, pentru Basarabia de astăzi. Deci un alt procedeu larg răspândit și eficient de eufemizare a limbajului politic actual constă în utilizarea unor cuvinte cu sens care actualmente este diametral opus sensului de mai de mult, opus celui de odinioară, deci e vorba de anumite cuvinte sau îmbinări de cuvinte care vizau anumiți referenți, iar actualmente acești referenți sunt percepuți altfel de vorbitori, de exemplu cu mai puțin de două sau chiar trei decenii în urmă, cunoaștem adevăratul sens al cuvântului glorios, română moșeresc, adevărat în ghilimele, și scopul bine determinat a acestor cuvinte utilizate, sau eliberare, sau frate, sau ajutor frățesc, rostite fără emfază, cu referire directă la denotații concreți, întâlnim aceste cuvinte cursiv scrise, italic scrise și în romanul din Calidor, precum într-o zi îl trimite pe alt șapca, care mă anunță că am fost amnistiat de restul condamnării și mi se acordă cinste de onoare de a fi înrolat în glorioasa armată roșie, închei citatul, pagina 176. Deci este vorba de enantiosemie. Astăzi însă acești termeni sunt utilizați cu aceeași frecvență, dar cu alt sens și cu alt scop.
Acest fenomen se observă și în romanul din Caledor, evident că altfel, cu alt scop, l-am citit astăzi, îl vedem astăzi cu alți ochi, cu alt interes, precum și a menționat profesorul Bogdan Crețu. Am încercat într-o tabelă doar să elucidez trei exemple, din lipsă de timp nu voi da citire tuturor exemplelor. Se vede în tabelă, în partea dreaptă, exemplele din romanul din Caledor, în partea stângă, surse de până la 1990, de exemplu din Constituția Republicii Populare Române sau din Moldova Socialistă, de aici, de la noi, sau într-o poezie de Petru Zadnipru, Frate, și sensul acestor expresii sau cuvinte sau îmbinări de cuvinte în roman, care constituie la momentul de față o enantiosemie. Evident că o altă sferă din acest roman care merită cercetată este cea a dragostei, la care mă voi opri astăzi destul de puțin, fiind un sentiment complex de afecțiune, de atracție sexuală puternică față de o persoană, de relații amoroase descrise în roman, materializarea lingvistică a câmpului semantic dragoste s-a dovedit a fi destul de arborescentă în romanul lui Paul Goma. Amintim și de faptul că, citez Epstein, dacă din textul în care se vorbește despre sex se omit eufemismele, atunci vor rămâne două posibilități. Să vorbești fie prin termeni medicali sau vulgari. Încheie citatul, ceea ce n-a făcut, evident că Paul Goma, descriind termenii medicali în acest roman. Este foarte interesant să observăm în roman verbul a face, care de altfel creează în sfera dragostei o serie de eufemisme, în mare parte ocazionale. Le avem aici iarăși pe slide elucidate, deci am luat doar câteva la rând. Ea face orice cu tine, facem ce facem și iarăși facem pe cuptor, deci mama face ore, fac cu domnișoara, să facem noi doi aproape cam tot așa cum făcusem cu. Textul romanului capătă un dinamism specific datorită cuvintelor noi formate în sfera dragostei, eufemismele acestea ad hoc, formate de autor. E evident că sunt și ele niște perle, niște cuvinte parfumate de către autor prin eufemisme, cum ar fi repidi din șele, de la pagina 117, sau nefată mare, de la aceeași pagină, sau probabil că ar fi cazul să menționăm aici și că în această categorie se includ și eufemismele ocazionale, care substituie un cuvânt vulgar cu altul, chiar dacă termenii nu mai au în comun decât prima silabă, în cazul o pisicâțe sau pâțe, sau doar un primul sunet. Totodată, ținem să remarcăm că în această sferă autorul utilizează eufemisme stabile sau uzuale și sunt prezente la fel în textul romanului, precum cunoscute deja sau răsuflate în ghilimele deja în societate, calcă pe lături, o trăsese în păcat, fată mare și altele. Analizând specificul vocabularului din subdomeniul dragostei sau domeniul în cauză, remarcat mai sus, putem constata că acest vocabular în comparație cu cel politic nu este unul specializat și valorifică de regulă elemente din vocabularul comun care nu implică eforturi mari pentru a fi decodificat sau pentru decodificare. Fiind un mare secret acest sentiment al dragostei, oferă totodată generos spațiu pentru crearea de noi și noi eufemisme, iar imaginația autorului Paul Goma în acest domeniu este foarte bogată, este de invidiat. În concluzie, se cere o evidențiere și anume că utilizarea eufemismelor evită referirile directe la realitate, precum am observat în exemplele de mai sus, iar utilizarea lor frecventă și îndelungată duce la degradarea lor,
adică nu mai au caracter eufemistic, iar motivele utilizării eufemismilor sunt foarte diferite, precum am observat și în exemple, în funcție de situația în care se desfășoară însăși comunicarea. Criticul literar Nina Korczynski remarcă foarte adevărat faptul că îndrăznelile de construcție și de modelare lexicală definesc cu certitudine un stil goma robust, captivant, inedit, capabil să anime cele mai moderne perspective de investigație, închei citatul. Același principiu al ironiei, al camuflării, al eufemizării funcționează în scrisul lui Paul Goma, ale cărui cuvinte nu spun ce e scris de fiecare dată, dar spun mult mai mult, spun totul parfumat prin creațiile sale lexicale, prin eufemismele autorului, eufemismele ad hoc, eufemismele create însăși de Paul Goma cu funcțiile sale de atenuare, de mascare sau de evaluare. Da, scopul utilizării acestor eufemisme, unor atare eufemisme, zic eu, nu trebuie redus la ideea că Paul Goma a mințit cititorul, ori există și situații când eufemismul exprimă mai veridic sau chiar mai convingător realitatea în acest roman. Vă mulțumesc pentru atenție. Am citit despre Paul Goma fiind în mobilitate când s-a întâmplat că l-am pierdut. L-am regăsit prin lecturile romanului și am încercat prin această comunicare să-l readucem prin limbaj iarăși la noi acasă și să mă regăsesc și eu în spațiul limbii române. Doamna Oksana Kira, vă mulțumim frumos pentru comunicarea dumneavoastră. Foarte frumoase exemple ați selectat pentru această comunicare. Iată că am trecut așa în galop prin toate registrele literare ale lui Paul Goma. Este și un scriitor al detenției, al suferinței, al exilului, al destrămării, dar și un scriitor al mamei, al femeii, al iubirii, al dragostei. Un scriitor care a încărcat cu atâta senzorialitate proza lui. Simți gustul, culoarea, mirosul, simți foarte acut, foarte copleșitor încărcătura senzorială a prozei lui Paul Goma. Abundă de mirosuri, abundă de nuanțe, de o polifonie impresionantă. Nu ai cum să nu fii empatic, nu ai cum să nu participi, nu ai cum să nu intri în text și să trăiești pe viu toate întâmplările textului, toate întâlnirile cu personajele, cu lumea, narrativa lui Paul Goma. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru aceste intervenții atât de consistente, atât de interesante. A fost o plăcere și o bucurie să vă ascult pe toți. Vă mulțumesc pentru participare și mulțumesc domnului director Igor Cojocaru, directorul Institutului de Dezvoltări Informaționale, pentru că a fost aici aproape de noi și ne-a ajutat să avem și să ne auzim și să ne vedem unii pe ceilalți și să avem și o prezentare pe YouTube, pe site-ul Institutului, a ședinței în plen. Mai fac o singură precizare și ne despărțim. În această vară, Institutul de Filologie Română Bogdan Petruceicu HD a organizat un ciclu de conferințe online
diaspora filologică. Am avut un dialog cu reprezentanții ai diasporei care ne-au povestit despre universitățile în care muncesc la moment, despre colaborările pe care le au și ne-au prezentat niște comunicări din domeniul lor de cercetare foarte interesante. Este vorba de doamna Alina Tofan din Germania, de doamna Georgeta Cislaru din Franța, de doamna Cristina Robu din America, doamna Eugenia Bojoga din Italia și doamna Luminița Bușcăneanu din Elveția. Cred eu că au fost niște conferințe reușite și am decis să acordăm distințelor invitate diploma de excelență Paul Goma. Cum vă spuneam, Academia de Știință a instituit premiul pentru diasporă Paul Goma. Premiul acesta primul laureat a fost Paul Goma, după care a fost doamna Iulia Mărgării de la București. Între timp s-au mai schimbat multe lucruri în ceea ce privește premiile și acum ne-am zis să reluăm această tradiție și să oferim celor care merită diploma de excelență Paul Goma. Vă mulțumesc încă o dată. O să vă anunțăm cum vă primiți diplomele de participare și să știți că cu începere de la ora 14 vor fi lucrările în ateliere. Aveți link-urile în program și vă puteți include și dumneavoastră în discuție și puteți participa la orice atelier doriți. Toate intervențiile noastre, toate comunicările noastre le solicităm pentru a le publica în volumul cu materiale conferinței, este un volum științific, îl vom edita până la sfârșitul anului și în felul acesta ce nu s-a prea auzit, ce nu s-a prea văzut, ce nu s-a prea înțeles se va clarifica în acest volum. Cald de mulțumiri tuturor și să-l citim și să-l recitim pe Paul Goma. Pe curând. La revedere. La revedere.